Bine ați revenit la Mobilissimo.ro, telefonul este Allview X4 Soul Xtreme și azi îl scoatem din cutie pentru voi. Suntem foarte familiarizați cu seria X4 Soul, am testat telefoane precum Allview X4 Soul, Allview X4 Soul Style și X4 Soul Lite de asemenea. Pentru că avem aici un produs sigilat, am revenit la săbiuță și hai să desfacem acest sigiliu pentru a scoate apoi telefonul din cutie. Ok, sigiliul este scos. Și acum e momentul marelui unboxing. Allview X4 Soul Xtreme a fost anunțat în luna iunie, mai bine zis pe 20 iunie și avem de-a face aici cu cel mai bun telefon la capitolul selfie pe care l-a scos Allview până acum. Are o cameră frontală de 20 de megapixeli, dar nici din spate nu de lepădat pentru că este o cameră duală și acesta este un phablet de 6 inch. În cutia terminalului se află pleiada obișnuită de accesorii, avem de face cu un certificat de garanție, iată și telefonul cu adevărat mare, cu adevărat phablet, după cum spuneam, ecran de 6 inch Full HD, avem un procesor octa-core la interior, mai primim și o cameră duală în spate pe care o puteți admira aici, un corp metalic ușor rotunjit. Dacă ar fi să numesc această nuanță, aș spune vânăt-prună, deși teoretic este mocha gold. În fine, hai să dezlipim acest plastic și să ne bucurăm de fațada terminalului. Pentru că este un unboxing, o să revin la cutie pentru a vedea ce primim aici. Aceasta este o husă transparentă din material moale cu decupaj pentru porturi, cameră și toate cele. Apoi tot în cutie mai găsim și o pereche de căști, cele clasice care vin cu terminalele Allview, apoi un încărcător de 9V și 2A din câte știu. Mai avem și o cheiță metalică pentru accesarea sloturilor, un cablu USB OTG și cablul USB care este de tip micro USB 2.0, nu USB Type-C. Ok, dacă scoatem această porțiune a cutiei, o să avem acces la încă niște extrauri. În primul rând manualul, protecția pentru ecran și niște instrucțiuni rapide. Vedeți foarte multe accesorii la pachet cu acest Allview X4 Soul Xtreme și o privire mai apropiată. Aici cablul USB, aici cablul USB OTG și încărcătorul acesta. Hai să pornim terminalul să vedem ce software rulează și cât de inedit este la capitolul captură foto, mă refer la interfață deocamdată. La Mobilissimo.ro și luăm contact cu unul dintre cele mai mari telefoane lansate de Allview până acum, Allview X4 Soul Xtreme, phablet de 6 inch, cu 2 sloturi SIM, măsurând 9,1 mm în grosime și cântărind 226,9 grame. Are un panou IPS LCD Full HD și este vorba despre sticlă 2,5D în zona frontală. La interior găsim un procesor inedit, este MediaTek Helio P25, de altfel este primul nostru contact cu acest CPU, însoțit de 4 GB de RAM, 64 GB de stocare și slot microSD. În spate avem o cameră de 13+5 megapixeli, iar în față o super cameră de 20 de megapixeli. Am pornit setup-ul, setup is new, no network deocamdată. Next, ok, next, next, skip, scannerul de amprente de vreme ce nu se află în spate, se află aici în butonul home. Ok, setup later și cam asta a fost întreaga polologie cu setup-ul. Acest terminal oferă suport LTE categoria 6, are port micro USB 2.0 și, din câte știu, ar trebui să aibă emițător infraroșu, cel puțin pe lista oficială de specificații stătea scris. Rămâne să-l găsim, să-l descoperim. Bateria este destul de generoasă, litiu polimer, 4550 de mAh și hai să vedem cum stăm la aplicațiile preinstalate. Avem Bitdefender Mobile Security, avem un Child Mode și Peel Remote ne confirmă că avem infraroșu la bord în cazul în care erau îndoieli sau nesiguranțe. Hai să umblăm puțin la luminozitate, pentru că se vede mai bine și vedem cum arată interfața camerei. Pare să arate clasic, când zic clasic mă gândesc la terminalele Allview testate până acum. Iată și opțiunile Professional, Smart Scene, Pick Note, GIF, Card Scanner, Mood Photo, Smart Scan, Slow Motion, Night și Timelapse și ar trebui să avem funcții speciale pentru selfie. La urmă mai avem o cameră de 20 de megapixeli în față. De cât am înțeles ar avea și o funcție de blitz. Simt nevoia să punem la treabă această funcție acum. Iată, chiar are blitz frontal. Voilà. Ok, primul contact cu Allview X4 Soul Xtreme și cu procesorul MediaTek Helio P25. Cam atât am avut de spus pe terminal. Am uitat prețul, dar nu l-am uitat, ne-am amintit. 1899 de lei costă acest phablet de 6 inch. Cam atât la Mobilissimo.ro. Revenim cu review foarte, foarte curând. La revedere!